Sunt înaintea dumneavoastră ca un om mai în vârstă. Am împlinit, credeți, nu credeți, 70 de ani. Dimineața s-a simțit foarte mult vârsta aceasta, de aceea am și întârziat. M-am îmbrăcat, mi-am făcut frumos, m-am ras, am gândit să plec și nu-mi găseam telefonul. Aveam iPad-ul în mână, nu-mi găseam telefonul, nu-mi găseam. Și am luat toată casa și s-a trimis-o pe Dana la mașină, poate l-a găsat acolo în mașină. Nu-i nicăieri, nu-i nicăieri. Am zis ea că o să plec fără telefon. Îmi trebuia neapărat telefonul pentru că uitasem să vorbesc cu fratele cu care sunt la clasa noastră de școală duminicală, fratele Leo Botnari, și uitasem să-i spun că eu plec și el să rămână acolo și să facă... Lăsați-mă bătrân până la capăt, să vedeți cum merge în mintea unui om bătrân. Am plecat și când am ieșit la ușă, mi-am dat seama că telefonul era aici, unde îl țineam eu cu iPad-ul, era în mâna mea. Căutam telefonul care era în mâna mea și bucuros tare că l-am găsit, am urcat în mașină, am venit până aici și mi-am adus aminte că motivul pentru care vroiam telefonul era să vorbesc cu Leo. Și nu l-am mai sunat pe Leo. Am venit aici și mi-a părut bine că n-am vorbit cu Leo. Că Leo era aici. Așa că acceptați la amiaza aceasta un om mai confuz, mai bătrân. Mă rog ca Domnul să vorbească el cuvintele lui printr-un vas mai confuz ca altădată. Amin? Amin. Amin. Mă uitam la voi la cor și aș vrea să vă spun câteva lucruri bătrânești. V-ați gândit vreodată că un cor este imaginea foarte potrivită a unei biserici? Aveți elementele unei biserici. Când vă ridicați în picioare, un om care e unul singur vă dirigează și toți mergeți cam după cum zice păstorul. Și păstorul vă poate dirija pentru că toți vă uitați la aceeași partitură. Imaginea unei biserici. El nu vă poate duce în altă parte decât e partitura aceea. Și el are aceeași partitură și se pune aceleași partituri și partitura voastră este în biserică, dacă v-ați numit biserică, este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, frate Daniel, de ce avem nevoie de mai mulți dirijori? Pentru că avem nevoie de mai mulți păstori. Fiecare aduce interpretarea lui, aduce nuanțele lui în același cuvânt. Nimeni nu e un robot să fie la fel ca celălalt. Și imaginea se completează cu cei care cântă la pian sau la orgă. Ce rol au ei în cor care să semene cu biserica? E simplu de tot. Ăștia sunt de la școala duminicală. Care vă învață partitura să o cântați pe voci și să o cântați bine și până când cântați să stați în partitură. Să stați în partitură. Vă invidiez, sunteți imaginea unei biserici așa cum trebuie să fie și m-aș ruga din toată inima ca Dumnezeu să facă toate bisericile să funcționeze ca corul bărbătesc. Pentru că dumneavoastră de aici e mai ușor să scăpați de cei care cântă fals. Nu ne-i mai greu. În cor ca și în biserică e foarte important lângă cine stai. Vocea mea este așa cum este și a fost întotdeauna o voce moale. Dar la cor unde am cântat eu la Basarab, cântam lângă fratele Socaciu și fratele Iapcenco. Ei erau ceea ce se numește bas profondo. Cântau cu o octavă sub noi toți. Și foarte important lângă cine stai, că eu trebuia doar să deschid gura mare pentru ecou. Eram o cutie de rezonanță. Și în biserică e foarte important lângă cine stai. Căutați oameni care știu să cânte și care au dar și stați lângă ei că e bine. O imagine frumoasă a unui cor care pleacă în deplasare și am vrut să vă spun în primul și în primul rând, sunteți biserică și plecați în misiunea aceasta cu gândul că sunteți o biserică. Este o biserică care pleacă în misiune. Ca orice biserică care stă într-un loc, voi aveți harul să ieșiți de aici și ca biserică să mergeți și să vestiți Evanghelia minunată a Domnului nostru Iisus Hristos.
Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun așa în dimineața aceasta, puțin răvășită pentru mine. Noi comunicăm prin cuvinte și prin gesturi. Comunicăm prin cuvinte și prin gesturi. De ce avem nevoie de muzică? Mai este nevoie în lumea de astăzi de muzică. Vorbim prin cuvinte și cei care putem face gesturi, nu întotdeauna le folosim corect. Am auzit pe oameni care au spus, eu am fost acolo. Una cu gestul și alta cu vorba. Dar în general știm gesturile să le folosim pentru ceea ce vrem să spunem. Nu întotdeauna. Eram în practică misionară ca seminarist, undeva, nu vă spun unde, că aflați cine e omul. Eram pe lângă un păstor și la o adunare generală, la care m-a invitat și pe mine să învăț cum se ține o adunare generală, a apărut o discrepanță între el și cei din sală și eu mi-am dat seama că ei au dreptate, el n-are dreptate. Și el și-a dat seama că el are dreptate și ei n-au dreptate. Și atunci a folosit cuvinte și gestul potrivit. A spus, fraților, aici eu slujesc. Vorbim prin gesturi, prin poziții și prin cuvinte. De ce ne trebuie muzică? De ce ne trebuie muzică? Au fost multe secole în care muzica nu a fost așa de prezentă în societate ca acum. Acum când vă băgați în mașină, dați drumul la pam, radio muzică. Veniți acasă, puneți muzică. Ne-am obișnuit să fim îmbăiați în muzică, dar nu este ceva care a fost istoric. De muzică, și mai ales de muzică corală sau muzică în ansamblu, nu aveau parte decât cei care puteau să plătească și să întrețină dirijori și instrumentiști, așa că la conți, la baroni, la împărați, erau formațiile acestea și muritorii de rând nu aveau acces la ele. Cei care lucrau la palat sau la conac, trăgeau și ei cu urechii acolo și după ușă și ziceau, ce muzică, parcă este din ceruri. Trăim însă într-un veac în care muzica este nu numai accesibilă, dar este pretutindeni și a ajuns să fie chiar într-unele situații, dați-mi voie să spun, supărătoare. Fost în niște magazine săptămâna trecută. Ce cată Daniel la magazine? Iaca, mă duc și eu. Domnule, îmi venea să ies afară. Va o muzică de-asta mexicană, că tupa, 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 și dă-i cu trompeta aia și tupa, 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 și ca tare. M-am uitat, toți vânzătorii erau mexicani. Am înțeles, gata. Greșeala mea e că am fost acolo. Ajunge să fie supărătoare, nu numai că există. Și avem nevoie de muzică. Avem nevoie de muzică pentru că în limbajul sau în logica lui Dumnezeu, cuvintele și gesturile sunt date pentru trăirile într-un anumit domeniu de intensitate. Ce este peste domeniul acesta, în sus sau în jos, nu mai poate fi explicat prin cuvinte. Fost la o mormântare, ați avut aici o mormântare, sunt stări de jale care nu se pot explica în cuvinte și nici trăi în cuvinte. Și atunci apare cântarea de jale sau bocetul. Este emoția noastră dusă la paroxism. Pe de altă parte sunt exploziile de bucurie. Pe de altă parte este muzica folosită de sistemul politic pentru ca să ne alinieze imnurile țării care te învață să fii patriot. Pe de altă parte, sunt muzica militară. Muzica militară te face să trăiești un fel de beție a ritmului, a energiei, a încolonării și te duci cu muzica militară înainte și mori fericit. Muzica a jucat un rol foarte important pentru pregătirea ta că să te duci acolo și să mori. În biserică, muzica, repet, ca și în societate, ne ajută să trăim anumite sentimente și anumite intensități ale omului din lăuntru pe care cuvântul și gestul nu le pot nici îmbrăca, nici exprima. Câteodată Dumnezeu are ironie în felul în care folosește muzica. În muzică este câteodată ca un fel de cârlig care îi prinde pe oameni. Eu adun întâmplări.
pe care pe urmă le pun în niște coperte și așa apar volumele celebrelor amintiri cu sfinți. Nu le-am trăit eu pe toate, mi le-au trimis alții. Și mi-a trimis unul despre rolul cântării în biserică. Fanny. Într-o biserică, și bisericile noastre chiar de la țară sunt biserici în care oamenii se îmbracă frumos, se spală, merg așa ca la sărbătoare, ca la oraș. Și oamenii de jos se simt out of place când intră într-o biserică și nici nu cutează să meargă lângă pocăiță, că poiță e sat, așa, așa, așa. A venit însă un astfel de om, a trecut pe lângă biserică, a intrat și a rămas. Și a rămas a doua duminică și a treia duminică, spune întâmplarea. Și la cercetarea pentru botez, fratele păstor de acolo l-a întrebat, cum de-ai ajuns dumneatale la noi la biserică și cum a pătruns Evanghelia în inima ta? Țineți-vă bine. Era mai colorat băiatul. Și le-a spus, mi-a plăcut ideea aia, cântarea aia cu Nea Iisus. La care odată biserica a făcut ochii mari și a zis, ups, ce cântare? Aia cu Nea Iisus. Și mi-am zis că, uite, ăștia cântă ca noi. Vorbește ca noi, domne, vorbește ca noi, cu Nea Iisus. Și am zis, aici e locul meu. Ăștia vorbesc așa cum vorbesc eu. Și frate a zis, nu te supăra, cum e melodia la cântare? Auzi, o știu când mereu. Aia cu ușa și ferestrele deschidele, lasă să intre Nea Iisus. Nu știi cum folosește Dumnezeu un colț de predică sau o melodie de-a voastră ca să o agațe de inima unui om pe unde veți merge și spun, Doamne, folosește-o Tu așa cum Tu știi să o folosești. Nu e vorba de performanța noastră, este vorba de prezența noastră și e vorba de performanța pe care Dumnezeu o face în noi. Misiunea muzicală se face nu prin vibrațiile corzilor vocale, ci prin vibrațiile corzilor inimii. Pot să mai spun o dată? Misiunea muzicală nu se face prin vibrațiile corzilor vocale, ci prin vibrațiile corzilor inimii. Mi-a plăcut de Marius Crucero într-o discuție despre care e muzica de biserică, care nu se cântă în biserică. La un moment dat a pus un fel de stop și o concluzie și a zis, nu există muzică creștină. Există muzică cântată de creștini. Un creștin adevărat nu va putea niciodată să cânte orice fel de muzică. Amin. Pentru că el este creștin. Amin. Și ăsta e filtrul suprem. Vibrațiile inimii sunt cele care ajung la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, Dumnezeu nu are timpan. Pentru că Dumnezeu nu are trup. Pentru că Dumnezeu este Duh. La el ajung vibrațiile inimii. Două sau trei lucruri care vreau să vi le spun vouă, pentru că o să plecați. De ce trebuie să plecați? De ce trebuie să mergeți? Nu vreau să vă laud și nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun că România de astăzi nu mai are nevoie de predicatorii din America, care are predicatori mai buni. România de astăzi nu mai are nevoie de cărțile tipărite de noi în America, pentru că au frați care scriu cărți mai bune în România. Andrei Popescu de câțiva ani merge în România și merge la Cluj. Și a venit anul trecut a venit și a zis, știi ce băia de la Cluj mi-au zis că nu mă mai primesc decât dacă te aduc și pe tine. Eu am greșit și am spus acolo că sunt prieten cu Daniel Brânzei și au zis, nu te credem decât dacă l-aduce aici. Trebuie să vii acolo. Și am spus, măi Andrei, hai să coborăm pe pământ așa, cu puțin cu picioarele pe pământ. Nu mai e ca altă dată. România are ce n-avem noi. Și tu vorbești de Cluj? Tu știi cine e păstor la Cluj? Ai auzit de unul Beni fără Gău? Cum adică Daniel Brânzei să meargă la Cluj să țină studii în orașul lui Beni fără Gău? Andrei m-a lăsat să vorbesc și a zis, dintr-un anumit punct de vedere ai dreptate. Dar dintr-alt punct de vedere n-ai dreptate.
Oamenii au nevoie să vadă exemple. Oamenii au nevoie să vadă cuvântul întrupat. Și cuvântul întrupat în Beni Fărăgău este într-un anumit fel, și cuvântul întrupat în Andrei Popescu este în alt fel, și cuvântul întrupat în Daniel Brânzei este altfel. Oamenii au nevoie să vadă cuvântul întrupat în tine, să vadă ochii tăi, să vadă, să asculte respirația ta, să vadă expresia ta, să vadă viața ta. Nimeni nu le face pe toate. Oamenii au nevoie de cuvântul întrupat. Sunt coruri în România, nu sunt așa multe ca altă dată. Eu mă rog ca acolo unde ajungeți, oamenii să vadă în voi cuvântul întrupat și impresia lor să fie că s-au întâlnit cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și îl mărturisesc pe Iisus Hristos. Amin? Oamenii au nevoie să vadă cuvântul întrupat. Timpul meu s-a dus și vreau să vă citesc ceva frumos, dar înainte de asta vreau să întreacă două ilustrații. Aurel Popescu a fost un fel de mentor pentru mine și mi-a zis, băi, Dane, tu ai harul să stai lângă Richard Wurmbrand. Există un om care a intrat în istorie și a scris o carte și titlul cărții așa, Omul care l-a auzit pe Caruso. Și am zis, cine e Caruso? Mare cântăreț. E una când citești ce a zis cineva, e alta când îl asculți înregistrat pe bandă magnetică și e cu totul altceva când îl auzi live. Live. Mare responsabilitate ți-a dat Dumnezeu să fii aici cu fratele Pici și cu fratele Richard. Ai mare responsabilitate. Pentru că fiecare om este întrupat sau întruparea cuvântului așa cum nu este altul, așa cum nu sunt doi dirijori, așa cum și așa mai departe și așa mai departe. Săptămânile trecute m-am uitat la televizor, mie îmi place să mă ascult muzică simfonică, nu mă bateți cu pietre, nu mă omorâți. Și am văzut un mare pianist cu nume evreiesc, pe care nu vreau să vi-l spun, ca să nu ziceți că fac prozelitism pentru evrei, a cântat Chopin. Om în vârstă. Nu-i trebuia partitura, le știa pe toate. Și cântând o piesă tristă de Chopin, Chopin este maestru al sentimentelor, a început să plângă. Camera s-a focalizat pe el și lacrimile cădeau pe clapele pe care el le apăsa cu degetele. Și pe urmă camera s-a întors către sală și ce credeți? Oamenii din sală plângeau. Pentru că omul acela trăia și le-a transmis lucrurile acestea. Ne trebuie oameni. Există atâtea discuri. Ce ați zice dacă, așa ca evreu, v-aș propune să faceți economie, să-mi dați mie toți banii pentru hoteluri și pentru cazare și pentru avion și eu vă promit că trimit toate CD-urile voastre acolo unde vreți să mergeți voi. Nu e live. Nu o să fie niciodată același efect. Aduceți aminte că la un moment dat David a vrut să aducă chivotul înăuntru și l-a modernizat, l-a pus într-un car, stereo-rea. Și s-a terminat rău de tot. Și au trebuit să-l pună înapoi pe umerii oamenilor. Dumnezeu are nevoie de umeri de oameni ca să ducă mesajul și sfințenia Lui. Și pentru că am ajuns la punctul acesta, îmi dați voie să vă rog să deschideți la Apocalipsa, capitolul 4, și o să terminăm cu textul acesta și apoi îl rog pe Sami să facă o încheiere frumoasă, așa, cu corul. Adrian știe. Când am studiat Apocalipsa la noi, la biserică, am ajuns la capitolul acesta și l-am numit atunci, nebăgat în seamă și neanalizat de majoritatea exegeților, oratoriul ceresc. Pentru că este un oratoriu.
Există un început al muzicii în care se lansează tema și ne întâlnim cu Dumnezeul supranatural și în fața Lui toată lumea se prăbușește, pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeirea, toată creația cade la pământ. E puterea Lui, e influența Lui, e maestatea Lui. După care strofa a doua, cântată de un grup mai mare decât prima temă, este Dumnezeu Creatorul. Și apoi se termină cu tema aceasta care este preluată și transformată într-un alt refren, într-o altă strofă, în care este Dumnezeu Răscumpărătorul. O, Doamne, ajută-mă să citesc. De undeva din liniștea aceea a spațiului sideral, se lansează o temă muzicală. Nu-i vorba de vorbe. Aici nu-i vorba de vorbe. Ăștia puteau să vorbească, dar nu vorbesc. Ăștia cântă. Cântă pentru că e altă trăire, la o altă intensitate. Fiecare din aceste patru făpturi vie avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Dumnezeu suficient în sine, care nu are nevoie de nimeni. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunele de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești Tu, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Dumnezeu Creatorul. Capitolul 5, trecem peste primele 7 versete și auzim cum cântarea aceasta se răspândește apoi în toată creația. Când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și o potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau. Cântau o cântare nouă. Și ziceau: Vrednic ești Tu ca să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat, ai răscumpărat. Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul, devine Dumnezeu Răscumpărătorul. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri, o altă ceată. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și se termină când cântarea aceasta, pornită doar ca un firicel luată de îngeri, trece apoi la toată creația. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi care au început tot oratoriul acesta au o coda, o încheiere. Și cele patru făpturi vii ziceau: Amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin.
Doamne, înainte acestei plecări, acestei misiuni, venim la Tine care ești căpetenia oștirii. Oamenii aceștia nu vor să facă turism. Oamenii aceștia nu fac un concediu sau o excursie. Oamenii aceștia se pleacă înaintea Ta și spun: suntem aici ca să ascultăm ordinele Tale, Doamne. Ei merg în războiul cel sfânt, merg mânați de cuvântul Tău și poartă în inima lor sabia Duhului care este mesajul Evangheliei. Doamne, Te rugăm tot ceea ce este omenesc în ei să-L îmbraci în dumnezeirea Ta. Să le dai ungerea aceea care vine de sus.
Și pentru că este vorba de război și este vorba de luptă și este vorba de misiune, noi știm că ori de câte ori atacă împărăția ta, diavolul contraatacă. Te rugăm, Doamne, să nimicești planurile celui rău, să reduci la tăcere toate atacurile lui și să-i porți sub aripile tale de Dumnezeu atotputernic. Și să faci, Doamne, ca într-adevăr armata ta să aibă biruință, pentru că merge pentru numele tău, merge în slujba ta și merge pentru lucrarea de salvare a sufletelor care ți este cea mai dragă de pe pământul acesta. Sfințește pe cei care dirigează, sfințește pe cei care cântă și sfințește, Doamne, și dă energie și celor care se ocupă de lucrurile administrative care sunt așa de multe și așa de necesare. Doamne, în amănuntele noastre ne atacă cel rău. Te rog să netezești toate cărările lor și deplasările și găzduirile și mâncarea și în mod deosebit sănătatea lor, te rugăm. Doamne, suntem plecați înaintea căpeteniei oștirilor și spunem că vrem să mergem în numele Tău. Binecuvintează-ne la plecare și binecuvintează-ne la venire. În numele Tău te rugăm. Amin. Amin. Luați loc, dragii mei.